Liga a patra fotbalistică și-a încheiat campionatul cu Dunărea Giurgiu campioană și Arsenal Malu vicecampioană județului, dar iubitorii fotbalului mai au încă partide interesante de urmărit. La această oră, pe stadionul Dunărea din Port, este deja în desfășurare finala Cupei Județene, cu Arsenal Malu și Viitorul Puieni la start. Arsenal Malu este finalista perdantă de anul trecut și câștigătoarea Cupei în 2014, cu speranța că iarăși va duce cupa la Malu, după partida care se va încheia la 19:45 de minute, dacă nu vor fi prelungiri. Pentru ocupantele primelor două locuri din Seria Sud urmează partidele din play-off, respectiv Dunărea Giurgiu contra Vântul Florești și Arsenal Malu împotriva celor de la AS Singureni. Dan Rotaru, managerul clubului Arsenal Malu, despre ce înseamnă pentru echipă locul 2 la finalul campionatului. E un loc care duce la play-off, obiectivul nostru acesta a fost de la bun început să ne clasăm pe un loc care să ne permită disputarea play-off-ului. Vom juca împotriva celor de la Singureni, o echipă valoroasă, a câștigat seria din Nord și cred că asta spune multe despre ei. O să mergem la fel cu încredere și acolo și sperăm să reușim să disputăm și finala play-off-ului. Partidele din play-off se vor disputa marți și miercuri de la orele 18, urmând ca finala campionatului județean să se desfășoare sâmbătă 11 iunie de la orele 17. Atât partidele din play-off cât și finala se vor juca pe stadionul din localitatea Bolintindeal.